misiune completă am găsit stația de bus. Am schimbat mai bine ca în aeroport. Am câștigat câțiva euroi. În aeroport era 3900. Am mai mers puțin și am schimbat cu 4270. La 10 euro câștigi 1 euro. Se poate, poate, se poate și mai bine. Nu știm încă. Așteptăm busul să-l luăm spre Russian Market. Acolo am găsit cea mai ieftină casă. Primul bus, numărul 3. Oamenii foarte prietenoși chiar au sărit să ne ajute să ne schimbe banii, că trebuie să dai banii fix și la bus. Să ai 1500. Înapoi, în Occident, diferența față de Sri Lanka, unde există tot timpul un om lângă șofer care trece pe la fiecare pasager, de fiecare dată când cineva nou urcă și în funcție de destinație te taxează, în Cambodgia, direct la intrare, este o mare cutie, ca un safe de fier, în care fiecare bagă atât cât este călătoria, 1500, adică, și nu se dă rest. După ce bași banii în urnă, îți dă tichetul șoferul, 1500 călătoria. Aproape 0,45 lei. Aha. Am luat busul. No, thanks. No. Am luat busul și ne-a lăsat undeva la 4 km de cazare. De aici 4 km pe jos. Mama mea. Bentley. Ai roșu undeva? Ai roșu. Cât de mișto că arată, foarte, foarte curat orașul, nu vezi hârtii pe jos și gunoaie. Ceea ce e o chestie super mișto. Ne dă un feeling mega bun. Nu aruncă. Verde. Gustări, chiar că ai făcut gustări. Sorry. Sofica sau ceva? Complicat. Complicat. Motocicleta de Tourist Police. Marketul central. Tăinuțe. Colorul Cambodgia. Asta e super bine. Poți să savorezi locul. Și înăuntru poate sunt gustări. Hello. Hello. Very nice. Very nice. Hello. 5 minute, eh? Pe drum de la aeroport era 3000. Aha, asta e de asta de marca cea. Hello. Ah, aici. Da, pe și aici e la fel o modă, trebuie să cumperi tot felul de astea bijuterii. Poate le pun și ei la case sau la ceva. Arhitectura interesantă, nu? Da.
strălucesc. Pietrele. 10.000 în pandantie. 10.000? Dolari? Dolari, 1200. De dolari, da. Mamă, și așa stau așa cu ele. Dolari? 10.000 de dolari? Nu. Deci nu mai ai. Aici nu mai au prețuri. Ofrandele. Întregi. Nu am auzit niciun claxon până acum, dacă vă vine să credeți. Nici măcar un claxon. Stai sa afla templul Angkor Wat. Prima masă din Cambodgia, sucul de passion fruit, orez cu legume, shrimps, și la tine shrimps cu orez și foarte gustos. Super bun, sucul din partea casei. Bonusul din partea casei, sosul de usturoi. Așa, da, bă, băieți. Wow, cât de bine. Wow, ce gustos e orezul, plus salata asta e genială. Super bun. Masă, cea mai bună. Liz cafe. O cafenea micuță. Un coconut? Am putea să băgăm unul. Thank you. Coconutul, a? Săreapa din el. Wow, dar ce mari sunt. Ce fai mari. Trei miuțe. Aproape 4 lei. 3,50 lei. Am explorat puțin 5 km și ceva pe jos și ne-am apropiat de cazare. Undeva pe aici trebuie să fie cazarea. La etaj trebuie să ne lăsăm încălțările la intrare. Aici, nu? Aha. Hai să avem și o terasă. Drogurile interzise. Aceasta este cabina pentru... Cât am dat aici? 18 euro pentru 2 nopți. 9 euro pe noapte. Internet?
chinezească. Ia uite aici. Check this out, halat, o prosoape, niște pahare, pahare, frigider. Important e că avem apă gratis, avem filtrul jos și putem să ne umplem sticla de apă. Asta este luxul promis din Cambodgia. Brădăleță. Am dormit 5 ore, mergem pe explorat. Foarte, ce bine am dormit. Foarte curat locul. Foarte curat. Deci că ești în închisoarea chinezească. Avem accesul și la terasă. Am stat la chill cu un franțuzoi, am mai vorbit puțin despre călătorii și acum mergem spre mâncare. Deci era prin magazin. Concept Coffee Bar. Apoi la discreție și ți-a dat un gadget. Când te-a văzut că ți-i sticla așa, ia să-l pui la sticlă. Bine că avem filtru. Zona este super mișto. Residential cumva. Cine zicea pisa că guvernul a anunțat, the government announced that will be raining. Și de fapt e mai cald decât ar trebui. This one, sticky rice. That. Mm, and they also have a sauce. Yeah. The sauce is have a little. Ce bine că am găsit o tipă care vorbește engleză și ne arată ce putem lua de la femeia aceasta. Wow, cât de bine miroase. Sticky icky. Trebuie să vedem că a notat cum se numește. Cu ceai. Cu ceai. Băgăm un cu ceai. Cu un sos de usturoi. Și cu puțin chili. Chili dulce. Mm-hmm. Ce gustare? Amazing. Din orez? Din ce ai făcut? Mm-hmm. Orez cu legume, nu? Un fel de orez cu legume și coconut. Wow. Super bun. Înăuntru super multe legume. Da. Și sosul? Sosul foarte bun. Yeah. Am ajuns la Russian Market. Hai să vedem. Wow, ce a fost. Fructe, fructe, că vezi cu ochii. În Filipine am mai prins așa un market ăsta, la fel arăta. Îți dă puțin feeling-ul? Da, da, da. Uite, fructe la pungă, tăiată direct. Castraveciori. Cum e să tăi, nu? Chiar fructul ăsta nu l-am mâncat. Atât. Și dragon fruit, câte o fi oare? Unde e dragon fruit? Înțelegi. Adică 1,50 €. Putem să luăm un dragon fruit ăsta, dar abia să-l tai în două. Căprării, peștere. Peștere, peștere. Ouă. Mă, ai? Este cu pământ. Carne! Greculese. Carne. Carne, puie. Vegetable, ananasul, grechile. Pachetele. Pachetele, ca în Myanmar.
Uite, banane, orice. Banane, oh, vegetables, uscate. Ce iulețele? Uite, poșuțe, era pungăță, acolo de suculețe. Ăsta e ăla, cu fasolea. Fasolea, nu? Uite, curând ăsta. Rambutani? Uite și merișoarele de mai mari. Merișoarele de mai mari, da. A, uite ăsta, cum se cheamă? Jackfruit. Jackfruit. Hai să vedem cât e. Și asta e piesele care astea. Dar nu mai știu cum se numesc. A, și ăsta e roșu, nu e alb, nu e. Oh, da, da. Roșu mic. 14,000. Să începem cu jackfruit-ul. Am luat o punguță pentru 5 lei. Mama, așa bună. Mama. Uma turbo. Păi ce cări, o? Arată bine pe știință, da? Să vezi, street food-ul arată super, super bine. Creveți chiar că da. Locul de scuici. Scuici verzi, scuici de fapt pierde. Plus o rață. Mamă, rață asiatică. Gheare de pui pe care le găsești din supă. Raci. Gheare pe diverse mari. Dar ce bine miroase, nu? Melci. Alună, nu? Cred că e alună. Poate e zis? Mostați. Să vii. Se cam arăt greu. Thank you. Ca o alună. What is the name? Name? What is the name? Am mai mâncat o fructă pagmaiang sau ceva de genul ăsta. Are un gust de cartof până înăuntru. Cartof dulce. Mustața. Pentru iubitorii de cărnoase, aveți aici cărnăciori, sfericica. Deja condimentați. Wow. Ceva deserturi, cam greu de ales ce să iei, că sunt prea multe. Sticky rice cu durian. Aici un sos, un mini dovleac cu cremă. Wow, cum arată. Super bine arată totul. Orez cu coconut. Coconut. Susan cu ceva verde. Wow. O fi ceai sau ceva. Hai să vedem ce luăm. Asta, ceva interesant. Hai, hai să luăm un desert. And this, what is this? Yeah, another. Ham sugar inside. And rice flour outside. Okay. Sweet, sweet. Yeah, sweet. Dovleac cu ou și cu coconut milk. Arată bine. And very nice. Dita mai pe ștoiul pentru 3 dolari. Sosul și salată, wow, să văd. Da. It's enough, it's enough. Thank you. Thank you. Ne-am luat mâncarea de seară. Un pește cu salată. Aici sosuri. În partea asta usturoiul. Și ne-a pus și niște nudări de casă. Toată masa asta 15 lei. Plus ca unele. Foarte delicioasă mâncarea.
pare și un sos de alune, parcă nu? Sos de alune, sos de usturoi. Soia. Soia. Lux. Plus desertul orez negru cu cocos și un sos de cocos cu ceva. Sticky. Sticky. Rice sticky.